Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. În următoarele 45 de minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi discutăm despre intenția autorităților ucrainene de a închide școlile moldovenești din Ucraina. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara și bine ați venit, domnule Roibu. Bună seara și bine ați venit. Și Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voivod. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Haideți, pentru început, domnul Roibu, să explicăm telespectatorilor noștri de ce autoritățile de la Kiev au decis până la urmă să închidă un șir de școli cu predare în limba română. Haideți, ca să fim mai preciși, mai expliciți, da, în chestiunea dată, trebuie să menționăm faptul că acolo nu are loc un proces de închidere a școlilor, doar că legea învățământului a Ucrainei a trecut prin anumite modificări, prin anumite transformări. Da. Ca printre altele, este un fapt pozitiv pentru că ucrainenii au început să studieze după același sistem ca și moldovenii. Adică ei învață 4 clase școală primară, încă 5 clase până clasa 9 generală, încă 3 ani de liceu, după care 3 ani de licență, 2 de masterat și 3 de doctorat. Adică din punct de vedere al sistemului de învățământ, noi și cu Ucraina, este un punct pozitiv că noi vom fi după același sistem. Studenții noștri sau studenții moldoveni din Ucraina, când vor veni să învețe în Republica Moldova, nu vor avea mari probleme la transformarea rezultatelor sau creditelor sau recunoașterea diplomei respective de învățământ. Dar iată, în ceea ce ține de predarea în limba maternă, aceeași lege învățământului la articolul 7 a suferit o modificare. Pentru că dacă până acum în această lege era stipulat că minoritățile naționale au dreptul să facă studiile în limba lor maternă, acum această prevedere dispare și apare un plan treptat de trecere la studiere exclusiv în limba de stat, în limba ucraineană, în absolut toate școlile din țară. Ceea ce înseamnă că până de la 2018, 1 septembrie, toate clasele 1-a 4-a trec automat la studierea absolut a tuturor obiectelor în limba ucraineană. Da. Din 2019, clasa 5-a 9-a trec la studierea în limba ucraineană și din 2020, toate clasele a 10-a 12-a trec la studii în limba ucraineană. S-ar părea, pe de o parte, că nu este nimic grav în asta, pentru că există o politică de consolidare a națiunii în Ucraina, noi o cunoaștem și nu vreau să-i dau apreciere acestei politici, dar mă deranjează faptul, pentru că este cunoscut faptul și de ucraineni, și de absolut întreaga comunitate internațională, că în Ucraina trăiesc milioane de oameni care aparțin diferitor minorități etnice, printre care sunt și moldovenii. Ultimul recensământ realizat de către statul ucrainean indică peste 250.000 de moldoveni în Ucraina. Și noi, cele mai compacte zone sunt în regiunea Cernăuți, unde trăiesc peste 80.000 de moldoveni, dar și aproximativ 100.000 de români. Este vorba despre regiunea Odessa, unde trăiesc peste 150.000 de moldoveni. Și este vorba despre fosta Rea SSM, adică fosta acele raioane care cândva au fost incluse în Rea SSM, Balta și alte regiuni din preajmă, unde la fel trăiesc peste 40.000 de moldoveni. Iată, acestea sunt comunități istorice care trăiesc compact împreună și este, în viziunea mea, o abordare greșită să le impui lor să studieze limba ucraineană atâta timp cât pentru ei asta nu este o limbă maternă. Mai mult ca atât, eu am să mă întorc mai târziu poate la aspecte juridice, dar concret ce ține de școli, aceasta este problema cea mai gravă, că în timp de 3 ani, absolut toți moldovenii din Ucraina vor fi nevoiți să învețe exclusiv în limba ucraineană. Prin reciprocitate v-aș întreba, dar cum învață ucrainenii din Republica Moldova? Păi ei învață în limba pe care ei și-o aleg. Vor studiază în ucraineană? Poftim, studiați în ucraineană. Vreți în rusă? Poftim în rusă. Vreți moldovenească? Este și așa posibilitate. Ucrainenii, cu părere de rău, statul ucrainean mă refer, pentru că nu am nimic împotriva la poporul ucrainean, statul ucrainean nu ține cont de aceste principii și iată a hotărât să se impună prin asemenea decizii, în viziunea mea, greșită. Domnule Pascaru, reacția a fost și de la București, și de la Chișinău, și chiar din alte state vecine. Cum ar trebui să vedem acest eveniment? Acest eveniment îl vedem mai amplu. Politicienii ucraineni își încearcă iară să-și justifice frustrările sale care sunt într-acest conflict care l-au la Donbas și această luptă cu rusofobie așa mai accentuată, o trec, de urmă această luptă suferă și alte minorități naționale care sunt în teritoriul Ucrainei. Moldova istorică, de fapt, s-a împărțit în 3 state. În statul modern România, Ucraina și noi, care suntem, de fapt, succesorii,
Republica Moldova, noi trebuie să păstrăm legătura între moldovenii noștri care sunt din România, din Ucraina și să facem tot posibil ca să ne susținem, mai ales la acestea momente sensibile ce este legată de cultura noastră moldovenească, de limba noastră moldovenească, de tradițiile noastre moldovenești, pentru că, într-adevăr, suntem un popor care am suferit foarte mult de la toate acestea treceri, de la toate acestea împărțiri care le-au făcut și Stalin și Hrușov și alți care au condus partea aceasta de lume și noi credem că este un lucru foarte rău, negativ care le va suporta sau mai corect spus fiecare presiune va trezi rezistență și probabil după ce ucrainenii după primul Maidan au venit la putere, s-a pornit această naționalizare agresivă, naționalismul ăsta agresiv, care a început toate problemele în Ucraina. A doilea Maidan a încercat să impui limba rusă, să impui limba ucraineană ca limbă de stat și să scoată din circuit limba rusă, așa forțat. Și noi vedem că, de fapt, s-a separat țara și s-a început un război civil. Vedem conflictul de la Donbass. Noi vedem că ei au pierdut, de fapt, Crimeea. Nu este acea Ucraina care a fost cum o cunoaștem noi. Iar acum noi vedem că, printre acestea provocări, ei va face ca această lume care trăiesc prin Cernăuți, care trăiesc prin Lvov, care de fapt sunt și unguri, și polonezi, și moldoveni, sunt care se consideră români, va avea o parte separatistă. Și cel mai interesant este moment care să atragem atenție că va trece un an, doi, trei ani, va apărea organizații care va încerca să-și apere drepturile. Va crește. Și de acum sunt proteste din partea țărilor occidentale, Europei. Și de fapt Poroșenko se joacă focul, pentru că el acum încearcă să gestioneze această situație împotriva Europei, a țărilor europene și în momentul când sunt acum preconizate alegerile în Germania, pe data de 23 septembrie. Adică încearcă să mai șantajeze Europa și țările europene. Dar eu cred că va fi sancționat, pentru că aceasta este o politică de topor și în mare parte va rămâne cu Kievul, Kievska oblast, prin prejur și să fie toată Ucraina. Domnule Roibă, eu doar am vrut să adaug, pentru că dumneavoastră ați menționat că au existat proteste de diferitor țări și eu spun asta cu regret, dar trebuie să spun ca telespectatorii să cunoască, statul moldovenesc nu a avut o reacție oficială la acest subiect. Și am să vă explic de ce. Pentru că modificările date în legea învățământului ucrainean au fost operate la data 5 septembrie. La data de 7 septembrie, fiți atenți, Ministerul Afacerilor Externe a Ungariei și Ministerul Afacerilor Externe a României, fiecare în mod separat, exprimă notă de protest față de aceste modificări. Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Moldova nu exprimă nicio notă de protest, nici pe data de 7. Pe data de 8 apare comunicat pe site-ul Ministerului, precum că Andrei Galbur se întâlnește cu Ministrul de Externe a Ucrainei în cadrul reuniunii informale pentru pregătirea summitului de la Vilnius. Și este foarte dubios pentru că ei discută în comunicat, scrie că au avut un schimb de părere despre evoluții sociale și economice în regiune, dar nu scrie absolut nimic despre asta. Adică poziția statului nostru la acel moment a fost de un accept tăcit, iar noi, la rândul nostru, și aș folosi de această ocazie să dau citire unui abzaz dintr-o scrisoare pe care noi am adresat-o ministrului afacerilor externe, dar această scrisoare a fost adresată la data de 8 septembrie, atunci când noi am văzut că pe data de 7 și ungurii și românii reacționează, iar Republica Moldova nu ia nici o poziție față de cele întâmplate. Noi am adresat o scrisoare în care l-am întrebat pe ministru de ce încă ministerul nu a reacționat oficial, dacă la Tallinn s-a discutat acest subiect și l-am rugat să dea indicație ambasadei Republicii Moldova, care este ambasada care trebuie să aibă grijă atât de cetățenii Republicii Moldova, cât și de toți moldovenii care se află în Ucraina. Să ceară explicațiile de rigoare de la Ministerul Educației și la Guvernul Ucrainei ca să noi să înțelegem pe deplin care a fost motivația și ce am greșit noi în toată ecuația asta. Dar, totodată, am adresat și o scrisoare, deci, la
reacțiile statelor, Republica Moldova nu a reacționat. La data de 8 septembrie noi am adresat aceeași scrisoare, practic, prim-ministrului, domnului Pavel Filip, și iată, la 9 septembrie, dumneavoastră se întâlnește, sau 10 septembrie, nu-mi aduc aminte exact, se întâlnește la Odessa cu Groisman și ei discută subiectul dat, dar nu a fost nu a fost semnarea vreunui document, vreunui acord sau semnarea unor garanții pentru etnicii moldoveni din Ucraina, ci a fost doar părerea lui Filip că noi am discutat cu Groisman și credem că această situație va fi depășită, astfel încât, și iarăși este păcatul lui Filip, să spun așa, că moldovenii și românii din Ucraina să aibă posibilitatea să învețe limba maternă. Deci se primește că pentru românii din Ucraina luptă prim-ministrul Moldovei în această ecuație. Și am adresat și o scrisoare ambasadorului în care noi am spus că aceste modificări la articolul respectiv ne conving pe noi că Ucraina nu respectă Convenția Cadru privind protecția minorităților naționale, care este un document al Consiliului Europei, iar atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt parte la acest document și noi ne obligăm și trebuie să respectăm cu bună credință prevederile acestui document. Și pe de altă parte am întrebat ambasadorul cum privește dumnealui situația că Ucraina nu respectă drepturile etnicilor moldoveni conform acestei convenții cadru, atâta timp cât moldovenii respectă dreptul minorității ucrainene din Republica Moldova. Adică noi lor le oferim niște drepturi ucrainenilor din Republica Moldova și nu facem nicio distincție între limba în care ei doresc să învețe în școală, nu facem nicio distincție între cultura lor și a noastră, între etnia lor și a noastră, adică noi toți pornim de la conceptul că suntem cetățenii acestei țări, iar Ucraina, nu știu de ce, consideră că ucrainenii sunt mai drepți. Ați primit vreun răspuns? Încă nu, atât Ministerul de Externe cât și prim-ministru a mai adresat scrisoare și președintelui ia atitudine și am văzut reacția apropo expresă a președintelui referitor la acest subiect, dumnealui s-a pronunțat împotrivă și asta este viziunea unui demnitar de stat pe care eu o apreciez. Așteptăm, avem termenul 30 zile conform legii cu privire la petiționare și sper că Ministerul de Externe va da un răspuns care cât de cât să satisfacă cerințele și interesul nostru, pentru că am anumite dubii că Ministerul va transmite doar un răspuns superficial. Domnule Pascaru, urmează înrăutățirea relațiilor dintre statele vecine Ucrainei, inclusiv cu Republica Moldova, România? Eu cred că da, urmează, pentru că noi vedem Ucraina în mare parte s-a făcut dușman, asta a fost cea mai mare greșeală a Ucrainei, s-a făcut dușman în Rusia și numai după acestea dușmănii au de pierdut. Și noi vedem sărmanii popor ucrainean cum suferă mare parte de urma acestor conflicte și scandaluri. Noi vedem că sunt priviți cu ochi răi inclusiv și de polonezi, inclusiv și de ungari. România își scrie notele de protest. Clar că sunt niște lucruri nu atât de bune pentru politicul din Kiev. Și mai ales acum noi vedem întoarcerea domnului Sarkeașvili de după hotare prin Lviv și venirea cu forță în țară. Noi vedem că politicul ucrainean de fapt este un loc foarte slab și un loc care foarte greu își implementează politica sa națională. Poate foarte greu să mobilizeze pe interior și încearcă anume pentru acestea evenimente sau momente extremiste, mare parte, să consolideze. Dar, iarăși, dacă au trecut prin Kiev două Maidanuri, după atâtea armament cât are acum Ucraina și oameni înarmați și oameni care sunt foarte fierbinți, Ucraina a treilea Maidan nu ține. Și în mare parte noi putem să vedem un exemplu cum a fost în Iugoslavia. Adică în decurs de un an a fost și războaie și s-a împărțit și s-a dus fiecare cu regiunea sa, cu țara sa mică. Și noi asistăm acum la o distrugere a Ucrainei din păcate, pentru că acest vânt geopolitic poate să treacă și pe la noi. În momentul când noi avem o țară stabilă vecini și o țară bogată și noi putem să devenim mai bogați, dar noi când avem un conflict la hotarele Republicii Moldova, în momentul când avem înghețat conflictul de pe Nistru, pentru noi tot pot fi o problemă foarte dură și o problemă mare.
Totuși, eu cred că asta a fost așa o, mai mult o intenție, dar această lege va fi întoarsă, pentru că e contravine împotriva Constituției Ucrainei, care de fapt cât de cât dă voie minorităților etnice de pe teritoriul acestei țări să-și dezvolte cultura, limba și tradițiile și așa mai departe. Dar vedem, la moment este scandal și așteptăm ca Guvernul Republicii Moldova să reacționeze la acestea situații, pentru că noi vedem președintele Igor Dodon a reacționat, a făcut o notă. Da, este și o postare pe rețele de socializare. Și mare parte chiar ne bucură faptul că sunt oameni într acest stat, inclusiv președintele, care reacționează foarte dur la momentele astea. Și pe viitor noi credem că vom putea apăra interesele moldovenilor de pretutindeni. Fie el în Ucraina, moldovanul nostru, fie el în România, în Grecia sau în Germania sau unde n-ar fi. Și asta este un lucru sfânt, pentru că trebuie să ne unească și problemele tot inclusiv. Domnule Roibu, vorbim de naționalism sau lipsă de tact în acțiunile politice sau de optimizare, mai spunea cineva, în contextul în care și de rentabilitatea instituțiilor de învățământ? Haideți să fim serioși și să vorbești de faptul că statul ucrainean a ajuns la procesul de optimizare a câtorva școli, pentru că concret în regiunea Odessa și Cernăuți este vorba de în jur de 100 de școli cu predare în limba moldovenească sau română. Dar nu este vorba de optimizare, este cel mai probabil așa o încercare de a... Este un fel de lipsă de tact, doar că asta s-a încercat a face așa printr-o metodă mai deghizată. Da? Chipurile noi transformăm legea cu privire la învățământ, aducem la noi standarde și acolo tu baci ce ai nevoie, da? Introduci această modificare care este una nocivă. Iată, eu aș vrea să dau citire prevederilor Convenției Cadru pentru protecția minorităților naționale. Iată, este articolul 14, care la alineatul 1 spune că părțile se angajează să recunoască dreptul oricărei persoane aparținând unei minorități naționale de a învăța în limba sa minoritară. Este așa prevedere. În arele locuite tradițional, la alineatul 2, sau un număr substanțial de persoane aparținând minorității naționale, persoanele au dreptul să beneficieze de posibilități corespunzătoare de a învăța în limba lor minoritară ori de a primi educație în această limbă. Și iată, având asemenea obligații asumate internațional, să încerci prin anumite mișmașuri să introduci modificări ca tu să-i pui pe tot să vorbească limba ucraineană, să studieze în limba ucraineană, asta nu este corect. Mai mult că atât am repetat, e vorba de milioane de oameni. Ucrainenii ce încearcă? Să ascundă după deget? Ce comunitatea internațională nu vede? Sau ei cred că statele vecine nu monitorizează care este situația privind aceste minorități? Eu, cu părere de rău, constat o lipsă de interes din partea statului nostru, pentru că dumneavoastră cunoașteți Biroul pentru Relații cu Diaspora, da? Este organul central de stat care se ocupă de comunitățile moldovenilor din afara granițelor. Dar fiți atenți, Biroul pentru Relații cu Diaspora lucrează doar cu cetățenii care se află peste hotare. Adică, Biroul pentru Relații cu Diaspora nu are instrumente de interacțiune cu aceste 250.000 de moldoveni. Și atunci când eu în unele discuții private pun problema de ce acest lucru are loc, îi spun, păi ei nu dețin cetățenie. Și eu zic, bun, și ei nu sunt diasporă. Și iată, din punct de vedere legislativ, pentru noi ăștia nu sunt diasporă. Aceștia sunt cetățenii Ucrainei, etnici moldoveni. Dar nu există un regim special pentru ei, pentru că eu, în cadrul la multiple vizite, atât prin intermediul organizației Urmașilor Ștefan, cât și vizite private și discuții cu oameni de cultură, cu profesori, cu oameni care activează în structuri, cu intelectualitate din regiunea respectivă, eu înțeleg că ei au nevoie de o mai mare atenție din partea noastră. De exemplu, ei abordează la modul cel mai serios necesitatea de a avea cursul de tren Chișinău-Cernăuți, care ea lipsește. Ei au nevoie de a privi Moldova 1 sau Moldova Internațional la televizor. Postul public, televiziune. Pentru că televiziunea moldovenească în această regiune nu există la moment, cu părere de rău. Iar ei au nevoie de o atenție sporită din partea noastră. Cetățenii Ucrainei, și aici mă refer iarăși la minusul respectiv, din cauza că moldovenii din această regiune nu sunt recunoscuți ca diasporă. Cetățenii Ucrainei, când vin să învețe în Republica Moldova,
pentru ei contractul este cu 50% mai scump decât pentru moldovenii din țară. Dacă noi plătim 7.000-8.000 de lei pentru un contract, pe ei plătesc 10-11.000 de lei pentru un contract de studii. Asta e unul. Doi, ei nu au locuri la buget prevăzute, cum au cei din Transnistria, de exemplu. Ei nu au locuri prevăzute la buget în universitățile din Republica Moldova. Ei nu se bucură de burse, ei nu se bucură de programe din partea statului, ei nu se bucură de anumite linii de finanțare pentru anumite proiecte sociale, culturale în regiunea dată, pentru că asta chiar este important. Noi ne deprind să cheltuim bani pe niște lucruri inutile, pe niște proiecte care doar nu reprezintă nimic altceva decât o risipă de bani publici și din granturi și alte surse, dar iată, pentru asemenea lucruri esențiale, noi nu acordăm atenție. Și încă un ultim moment, Biroul pentru Relații cu Diaspora în unele cazuri acceptă proiecte pentru finanțare din partea grupurilor minoritare din țările străine. Și iată, unicul proiect care a fost respins a fost proiectul parvenit din partea Asociației Moldovenilor din Cernăuță. Domnule Roibu, dumneavoastră foarte bine ați abordat și sub aspect academic a mobilității, dacă aș putea spune așa, în ce măsură copiii din Ucraina ar putea veni aici în Republica Moldova și face studii. Eu o să rog regia ca să facem legătură cu Nicolae Ghicuș, rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, ca să ne spună domnia sa câte locuri sunt alocate anual pentru studenții străini, câți ucraineni sunt aici, până la urmă care este și numărul studenților care au fost înmatriculat anul ăsta. Alo, bună ziua! Domnul rector, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm mai multe aspecte ce țin de domeniul dumneavoastră de activitate. Pentru început vreau să ne spuneți, în acest an, în admiterea 2017, câte locuri au fost prevăzute pentru studenții străini? Vorbitori de limbă rusă, pentru că astăzi facem referire și la ceea ce se întâmplă în Ucraina cu închiderea școlilor cu predare în limba română. Noi am avut 30 de locuri pentru studenții străini, fără a fi distribuiți ruși sau ucraineni, dar indiferent, străini 30 de locuri. În ce măsură au fost acoperite cu cereri? No, 7 oameni în matriculați numai. Vorbim despre specialitățile cu profil pedagogic doar? Pedagogic, da. La ora actuală, câte locuri... La Universitatea Pedagogică pregătește numai cadre didactice și toate profil pedagogic. Spuneți-ne, vă rog, între universitatea dumneavoastră și universitățile din Ucraina, aveți semnate anumite relații de colaborare pornind de la mobilitatea academică și schimbul poate de cadre didactice? Avem foarte bune relații de colaborare cu Universitatea Dragomanov în Kiev, Universitatea Pedagogică Mihai Dragomanov din Kiev, da, unde colaborăm destul de intens, am parcurs vreo 6 ani, unde avem schimb și de studenți cu participări la conferințe și participări la diferite manifestații științifice acolo și aici. Care este reacția dumneavoastră în calitate de rector, dar și de membru a comunității științifice raportat la această decizie de a închide școlile cu predare în limba română? Asta va conduce și la scăderea numărului de studenți ce urmează să vină la Chișinău să aplice pentru universitatea dumneavoastră? Bine, asta e clar lucru că e o problemă care poate să aibă urmări. Eu n-aș vrea să le prezic, dar este dreptul omului de a învăța în limba maternă. În cadrul instituției pedagogice Creangă, există specializare la profil filologic în limba ucraineană? Nu este. Nu avem solicitări? N-am avut nici solicitare la... Domnule rector, eu vă mulțumesc. Avem român, rus. Da, eu vă mulțumesc pentru aceste explicații pe care le-ați oferit astăzi. Vă aștept și în cadrul emisiunii noastre. Vă doresc o zi bună. Domnilor invitați, revenim la discuție în studio. Domnul Pascaru, am auzit și punctul de vedere a domnului Ghicuș raportat la ceea ce se întâmplă acolo. Este destul de straniu că până la urmă nici locurile acordate de către buget nu sunt acoperite. Nu avem o grupă cu predare în limba ucraineană. Iată câteva teze enunțate de domnia sa. Vă rog. Moldovenii, în mare parte, fac, chiar și politicii ucraineni, fac niște greșeli enorme. Da. Probabil astea sunt niște greșeli ereditare lăsate în cap de homo sovieticus, așa cum spune
cineva, pentru că, într-adevăr, noi trebuie să fim deschiși lumii, să ne modernizăm, nu să ne inhibăm în, și să facem una problemă mai mare ca alta. Da. La acest capitol, noi trebuie să luăm exemplu de la români. Uitați-vă ce fac românii, pentru ca să-și păstreze sistemul lor de învățământ, universitățile din Cluj, pentru că acum noi vedem că tendența sunt din cauza migrației, mulți pleacă după hotare și o mare parte sunt mai puțini oameni care pleacă la învățătură, tineri care sunt. Ei ce fac? Eu, din Republica Moldova, 5.000 de studenți. Din Ungaria, din Polonia, care sunt români de pretutindeni, ei iarăși vin și își fac studiile și sunt plătiți ba chiar cu bursă. Noi, moldovenii, nu facem asta, pentru aceea și suntem sancționați și pierdem studenți. Și noi vedem în mare parte, multe universități nu poate să-și completeze grupurile de studenți. Și este o problemă enormă în care trebuie să implice guvernul. Este o carență a politicilor educaționale promovate? Dar noi, eu nu cred că noi nici guvern avem în mare parte. Noi vedem prostii și aceste reduceri care sunt în ministerie sunt nu pentru că a moderniza ceva sau veni cu niște programe noi, dar este pentru că nu sunt bani, nu sunt lipsă și nu este intenție, nu este dorință de a se moderniza și a schimba ceva. Și noi vedem din an ce an, închidem școli, închidem grădinițe, grupe de și diferite facultăți și avem o problemă. Trebuie să fim deschiși lume. Sunt mulți studenți care ar veni să învețe la noi în Republica Moldova, nu numai din Siria, din Afganistan, din Pakistan, dar elementar moldovenii din România ar vrea să vie. Dați-le o pursă. Și noi cunoaștem. Și poate mai bine să ne cunoaștem. Sunt moldovenii din Ucraina, mai sunt moldoveni chiar din Italia, de ar avea o bursă aici la noi în Republica Moldova, ei poate să vie să facă studii și într-a doilea rând noi putem să păstrăm tezaurul nostru care este din tip profesor și cei mai buni, să nu se concedeze, să plece, dar să rămâie să-și păstreze locurile de lucru, să păstrăm universitățile noastre, pentru că avem un potențial. Cum vin în mare parte Orientul Mijlociu? Noi vedem jumate din, practic, din studenții care sunt la noi, sunt arabi, evrei și din toate sorturile în mare parte și vin și plătesc să învețe. Noi putem pentru partea asta care sunt a noștri, care sunt de suflet pentru moldovenii noștri, să le facem aceleași burse. Și eu cred că mai mult se va câștiga, pentru că fiecare student învățând aici, el iarăși va putea să închirieze, va putea să folosească de serviciile noastre care sunt să mai cumpere ceva. Și asta ducem la noi în țară. În momentul când scăpăm studenții, noi pierdem mult. Și pierdem cu aceea că mulți studenți rămân mai departe acolo și nu se întorc în țară. Și este o problemă care guvernul trebuie să soluționeze. Dar cel mai bună soluționare este exemplul de la guvernul din România. Pentru că o face perfect ceea ce fac. Domnule Roibu, domnul Chicuș spunea că relații în lumea academică există cu Ucraina. Este straniu că nu avem prea mulți doritori de a-și face studii în Republica Moldova. Nu, eu nu știu, domnul Chicuș a avut în vedere când a spus că că Universitatea Creangă are relații în academice cu universitățile din Ucraina, pentru că eu nu știu ce înseamnă asta. Asta înseamnă că noi facem schimb de studenți, noi facem schimb probabil de practici, conferințe, sau că noi ne întâlnim câteodată la conferință. Da, asta probabil e altceva. Vedeți, în primul rând, un număr redus de 30 de locuri pentru studenți din străinătate. Doar 30 de studenți. Care nu au fost acoperiți, doar 7. Doar 7. Acum, o întrebare, dacă universitățile de astăzi nu mai sunt universitățile din timpul Uniunii Sovietice și nici chiar din anii 90, când erau mulți doritori de a face studii superioare. Acum sunt, universitățile merg pe o altă cale. Înțeleg că este principiul de autofinanțare. Când tu ai nevoie să aduci cât mai mulți studenți, trebuie să fie o universitate mai atrăgătoare, mai puțin coruptă. Noi nu prea cunoaștem cazuri de astea în Republica Moldova, dar sunt anumite mici flagele care trebuie să stârpite definitiv și iată, în situația actuală eu aș vrea să întreb, dar când vreodată a mers Universitatea Creangă sau Universitatea Distant sau alte universități să meargă în centrele studențești sau în școlile Odessa sau Cernăuț, fiți atenți ce vă spun, pentru că să meargă să facă acolo publicitate la universitățile noastre și având, iată, ceea ce vă spuneam anterior, având locuri la buget pentru ei, având burse, având loc de cămin, studentul dat înțelege că el are posibilitatea unicală să meargă să studieze în limba lui maternă într-o societate în care el se simte ideal său,
nu sunt inferior așa cum s-au simțit la Kiev sau la Lviv sau la Rovno sau în altă parte sau într aceeași Odessa, da, dar are posibilitatea sunt călăsini acasă, să primească studii, haideți să fim sinceri, în Chișinău sunt peste 36 de instituții superioare de învățământ, Chișinăul are un potențial real ca să devină un centru academic foarte serios, el și așa este în principiu centru academic al țării, dar el poate să vină cu un potențial de atracție internațional, pe lângă arabi, dar știm că mai vin studenți din Ucraina și din România vin și învață. Eu personal la master am avut o studentă care a venit din Iași să învețe în Chișinău. Cunosc și persoane care fac doctorat la noi în Chișinău. Deci Republica Moldova este atrăgătoare pentru a face studii. Dar asta nu este de ajuns doar să fie atrăgătoare. Trebuie să mergi în întâmpinarea celor studenți. Și atâta timp cât acolo este comunitatea respectivă compactă. Dumneavoastră doar puteți să înțelegeți că în regiunea Cernăuță, acolo se merge din fiecare sat în altul, asta câte 2-3 km. E necesar să te pregătești câteva zile ca să contactezi liderii sau primarii sau directorii de școală și tu ai mers în două zile și tu ai făcut o întâlnire cu practic toate școlile respective. Și atunci tu știi precis că tu ai dat informații despre universitățile din țară, iar asta este foarte posibil și tu știi precis că în următorul timp vor fi studenți din această regiune care vor veni să învețe în Republica Moldova. Și au de câștigat toți. Și ei au de câștigat studii superioare în limba maternă, recunoscute la nivel european. Și noi avem de câștigat pentru că universitățile noastre nu pierd. Domnule Pascaru, haideți să revenim un pic la ceea ce se întâmplă în Ucraina și de fapt vroiam să vă întreb, sub pretextul dezrusificării, probabil au de suferit și celelalte minorități etnice, așa ar trebui să fie pusă problema, tranșant? O națiune care se respectă și este o majoritate într-o da? Țară, ei trebuie să fie foarte calculați și sunt responsabili de ceilalți care lucrează și care trăiesc în acea țară, da? Po fi da sorță, așa care s-a întâmplat. În momentul când guvernul ucrainean își aduce miniștri georgieni din Lituania care nici n-au idei cum arată țara, cum arată mentalitatea lor ucrainesc, da? Își aduce și să le hotărească lor problemele sau experți din Statele Unite, securitatea din Statele Unite, este o problemă mare în societatea ucraineană. De asta și tot haosul ăsta merge spre o degradare. Pentru că noi vedem acelea ministeri care au fost conduși de georgieni, Ministerul Sănătății Ucrainesc și mai sunt ministerii, ele n-au dat rezultate. Ăștia au venit pe o perioadă de timp, a încercat să facă reforme, nu s-a primit, s-a mai furat, s-a mai, știți cum așa, s-a mai scos din circuit și au plecat înapoi. Și ucrainenii iarăși rămân cu aceste probleme. Până și n-a venit, iarăși, și cel mai interesant că noi suntem aproape de ei și noi suntem într-o această mentalitate post-sovietică. Întrebarea mea, da. Și cel mai interesant, acestea guverne parcă se întrec la prostii. La noi s-a pierdut 1 miliard, la noi vedem că își iese de minți. Ele există undeva. Își iese de minți guvernul și încearcă și atentează și la Constituție. Noi vedem, este stopat hotărâri de-a președintelui, care sunt niște hotărâri destul de bune și interesante. Noi nu trebuie să ne implicăm între acestea blocuri militare. Suntem o țară mică. La noi, în timp de 30 de minute, trancurile merg despre Nistru, spre Prut. Noi nu trebuie să facem geopolitică. Noi trebuie să facem politică națională, internă, care corespundă intereselor naționale și care corespund ca să aibă acel pensionar o pensie bună și oamenii să aibă o viață decentă. Dar ei și fac? Fac prostii. Ăștia de la Kiev încearcă, iară, prin chestiuni de astea extremiste, da? Să-și mobilizeze un inamic extern în Rusia. Și a noștri e un exemplu. A noștri le trimit armate. Azi a noștri le trimit armate. Mâine ei îți interzic limba moldovenească sau limba română, cum spun mulți, în părțile astea unde trăiesc mare parte moldovenii noștri. Este mare parte pentru noi o situație foarte neplăcută. Și încă o dată dă dovadă că președintele țării Igor Dodon are dreptate. Cu vecinii noștri noi trebuie să avem niște relații foarte calculate care să conducă spre interesul nostru național. Și Rusia să nu avem ca dușmani externi, așa cum îi face Ucraina, pentru că Rusia este o țară enormă și în moment când guvernul încearcă să războiască, da, să ducă aceștia militari nu știu unde, ca să mai stăie, să mai aruncă granate, să mai împuște, mai bine să trecem niște forumuri economice, mai bine să trimitem producția acum toamna, câți fermieri avem care vor să-și ducă producția sa. Că banii de unde să fie? Banii n-a să vină
numai prin granturi. Noi vedem că care este datoria externă a Republicii Moldova. Și asta este o catastrofă. Cine va da aceste datorii în momentul când țara și poporul îmbătrânește? Ăștia tineri pleacă din țară. Este o problemă, anume într-această întrecere de a face prostii aceste guverne. Și până și nu va fi într-adevăr niște guverne suverane, niște guverne care să fie independente în afara acestor influențe geopolitice, cum sunt a Statelor Unite sau Uniunii Europene, atunci noi putem să vedem o politică calculată care să meargă în folosul simplului cetățean. Dar mi se pare că mai avem încă vreo 15-20 de ani, încă mai avem de merge pe acest cerc. Domnule Roibu, ce urmează? Guvernul de la Budapest a condamnat legea educației. Mihai Tudose, în ședința de guvern, a cerut implicare. Spuneam ceva mai devreme, avem reacția cel puțin a președintelui Republicii Moldova raportată la toată chestia asta. Suntem conștienți, pe de o parte, avem o divizare a societății sau a cetățenilor, mai bine zis, din Ucraina. Pe de altă parte, vorbim și despre relațiile internaționale sau relațiile acestei țări care pot deveni foarte tensionate. Cum soluționăm conflictul sau cum urmează să fie soluționat rectific? Haideți să pornim de la ceea că chestiunile de ce limbă și cum se va preda în școală, acestea sunt chestiuni de politică internă. Da. Nu ar fi atât de grav dacă Ucraina nu ar fi parte la documente internaționale pe care le-a ratificat singurul de bună voie și neselită de nimeni și până la urmă Ucraina nu respectă aceste prevederi. Că nu respectă aceste prevederi, nu există stipulate expres anumite pedeapse sau penalități pentru asta, dar evident rămâne dreptul comunităților etnice respective. Da? Vorbim concret de regiunea Cernăuți, acolo sunt două organizații, este Asociația Interraională Moldovenilor din Bucovina și este Asociația Tinerilor Moldoveni din Nordul Basarabiei și respectiv este Comunitatea Moldovenilor din Ucraina cu sediu la Odessa. Da? Sunt trei organizații care pot să se adreseze la CEDO în privința respectării drepturilor minorităților de către statul ucrainean. Denunțăm, de fapt, unilateral tratatul de bază, Ucraina? Nu, este grabnic. Noi nu ar trebui să reacționăm în aceeași manieră precum o fac ucrainienii. Noi ar trebui, pe cale diplomatică și în mod sistematic, să insistăm ca ucrainienii să facă ceea ce facem și noi aici acasă. Să respectăm drepturile tuturor minorităților. Iată, noi interzicem nici la o minoritate să... Ați auzit ce a spus domnul rector, da? A Universității Creangă. Nu există interes pentru a studia în limba ucraineană, dar dacă ar exista, atunci s-ar face și filologie ucraineană la universitatea respectivă. Nu este vina noastră, nu este vina universității, pur și simplu lipsește interes, pentru că ucrainienii din Moldova preferă să facă studii în limba rusă, ori asta le deschide o perspectivă mai mare. Pentru că studiind în limba ucraineană, ei nu se vor putea angaja în administrație publică în Republica Moldova, pentru că limba rusă este limba de comunicare interetnică, da? Și limba de stat moldovenească. Și ei nu vor putea să meargă în Ucraina, să lucreze în serviciu public sau în sfera privată, pentru că și acolo este situație deloc ușoară. Noi facem tot posibilul ca minoritățile să se simtă confortabil, pentru că nu noi am adus aceste minorități, noi nu vrem să le fugărim, este un context, un status quo și noi vrem să le respectăm ca fiecare sunt bine aici în țară. Ucrainienii nu vor asta, dar nu sunt de vină moldovenii din Cernăuți sau din Odessa că ei au nimerit în statul ucrainean. Ei nu au votat pentru așa ceva, pentru că nimeni nu i-au întrebat, dar iată, ei s-au trezit acolo. Ei nu poartă nici o vină și respectiv cam pentru ce să fie ei pedepsiți în acest mod josnic, da, să interzici copilului să învețe în limba lui maternă, adică el 7 ani vorbește cu mama lui într-o limbă și ajunge la școală și el deschide abecedarul și nu înțelege nici o literă din ce scrie acolo. Asta este o viziune și o abordare, eu nu știu cât de să aleg cuvinte mai bune pentru situația dată. Nu știu cât de îndepărtat de cultură trebuie să fii ca să-ți permiți un asemenea lux stând tu în centru, da, în capitală și să ordoni cu tot ce se întâmplă în țară fără ca să cunoști situația reală, fără ca să te pui în locul copilului celor de 7 ani care merge la școală în prima zi. Și tu îl impui să înveți o limbă străină de la zero, când limba moldovenească este limba romanică, limba ucraineană este limba slavonă. Experimente care nu aduc beneficii nimănui. Domnule Pascaru, probabil cei care ne vizionează la această oră se tot întreabă de ce autoritățile de la Chișinău sunt atât de îngăduitoare
și nu au o reacție foarte promptă și foarte fermă, pentru că dădeam citire și ministerele statelor vecine au spus lucrurilor pe nume. De ce noi parcă am spune ceva, dar parcă am căutat ca să ne acoperim de decizia guvernului Tudose, până la urmă, spunea și domnul Roibu. Într-adevăr, este o problemă a guvernanților moldoveni, pentru că sunt sau sunt timid în perena internațională, se simt frustrați. Noi vedem până acum, de fapt, hotarele nu sunt marcate între Ucraina și Republica Moldova. Mai sunt probleme. Politicul moldovenesc, guvernanță, trebuie și insistență. E într-adevăr să fie ca la lucru, să fie să-și apere interesul național și cetățenii. Noi cu Ucraina avem mai multe probleme, inclusiv la Nistru, cu hidrocentralele, cu apa în Nistru. Mai sunt probleme, da, acest comerț. Și cel mai interesant că ucrainenii întotdeauna au avut ei o joacă dublă, făcea, inclusiv și anii 90, 91, 92, când a fost acel război. Și acum tot așa, fiind o țară mare, încearcă să impui în regiune, dar noi suntem într-o lume modernă unde trebuie să avem mulți parteneri, să avem parteneri ca și Statele Unite, ca și Uniunea Europeană, Rusia, China, și la unele momente sau etape noi trebuie să fim mai insistenți, să fim o țară mică, dar o țară insistență. Și la acest moment noi trebuie să insistăm împreună cu România ca să apărăm oamenii care sunt de cultură, care sunt de o limbă avem comună și care ieșau ca tradiții, pentru că Ucraina a apărut acum 100 de ani ca și România, dar acest neam moldovenesc care sunt teritoriul lor sunt de sute de ani și este foarte ușor în această situație. Noi vedem în Siria, vedem în Libia cum se bombardează și se duc oameni, emigrează, fug și șleapă de casă. Este ușor să facă război de ăștia, să alunge pe toți, să curățe acest teritoriu. Dar acesta este un genocid. Noi ne întâmpinăm anume acum cu o încercare de a face niște lucruri foarte neplăcute la nivel regional. Și dacă lumea vor tăcea, mâine pui mâinea să pornească iarăși deportări, numai ei n-au Siberie, dar să pornească represiuni. Noi vedem în mare parte oamenii care sunt de o altă gândire, o altă cultură, chiar moldovenii care sunt din Cernăuți, sunt persecutați. Puțin din moldoveni sunt primiți în serviciile speciale ucrainești, sau în procuratură, sau în poliție, sau în administrația publică centrală. Sunt foarte discriminați. Și de asta ei mai transmit așa prin mediul care noi ne cunoaștem, mai, dar acolo despre asta nu se vorbește. Și se încearcă forțat această ucrainizare. Ei cred că asta îi vor salva de acestea probleme, frustrări care le au pe interior. Dar eu nu cred, pentru că, cum am spus, fiecare încercare de a aduce o presiune asupra acestor oameni va duce la o rezistență. Domnule Roibu, am discutat despre țara vecină în diferite perioade ale timpului și spunea și domnul Pascaru că poziția Ucrainei era uneori și este una șovinistă. Întrebarea mea este una tranșantă. Ucraina este prietenă Republicii Moldova sau este, din punct de vedere geografic, vecină cu care ar trebui să avem relații de prietenie și de colaborare? Știu că e greu să răspundeți la întrebare. Poporul ucrainesc este prietenul poporului moldovenesc. Și asta este răspunsul meu la întrebarea noastră. Ce urmează să se întâmple acum? Eu, dacă noi să vorbim la nivel politic, atunci urmează ca să fie contacte bilaterale. Nu doar așa că noi schimbăm din vorbă, da? Cum a făcut-o Filip cu Groisman. Că noi ne întâlnim la o cafea și discutăm chestiuni de astea serioase. Dar eu vreau să văd, în baza scrisorilor pe care le-am adresat, vreau să văd răspuns oficial, vreau să văd publicate demersuri din partea statului Republica Moldova față de statul ucrainean, vreau să văd cu ce s-a ocupat ambasada Republicii Moldova la Kiev până acum, în contextul dat. Și aș vrea să mai văd de ce statul moldovenesc nu deschide consulat la Cernăuți pentru moldovenii de acolo. Iată, când eu o să văd reacțiile respective, atunci eu aș putea să îmi dau seama că statul nostru într-adevăr luptă pentru drepturile moldovenilor din Ucraina, dar nu așa, la o cafea, ocazional, în cadrul unor evenimente întâmplătoare. Dar vreau să asta se întâmple sistematic și eficient. Mai avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Domnul Pascaru, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, atunci când vorbim, iată, despre drepturile minorităților de acolo, până la urmă, Republica Moldova
are vreo pârghie legală? Pentru că domnul Roibu spunea ceva despre faptul că nu se ajunge despre contactul. Sincer. Care ar fi acea pârghie legală? Pentru este că se ajunge mai de legalității. Mulți vorbește despre Moldova istorică, despre Moldova lui Ștefan cel Mare, despre virtutile noastre moldovenești, dar noi să nu uităm, noi Moldova Mare putem să o facem, nu în hotarele astea așa, să marcăm hotarele, dar cultural. Noi asta putem să o facem virtual, să avem mai multe legături pentru aceste organizații. Noi, ca Republica Moldova, care suntem aceștia oameni care trăim cu moldovenismul ăsta în nostru, noi trebuie să ajutăm acești oameni din Ucraina, inclusiv din România. Trebuie organizate mai multe festivale, trebuie organizate întruniri, pentru că uitați-vă, câți de-a noștri moldoveni cunosc sau au prieteni printre moldovenii din Ucraina? Foarte puțini, dar aceasta trebuie să lucreze la nivel de guvern, trebuie să fie un departament a moldovenilor de pretutindeni, trebuie să avem televiziunea noastră, trebuie să fie un buget, trebuie numai decât în această Ucraina, în România, să avem presa noastră care să apărăm interesele noastre etnice, pentru că este într-adevăr o națiune. Câți moldoveni noi suntem? Suntem milioane de moldoveni și trebuie să apărăm interesele noastre, pentru că asta este o forță, este o putere și trebuie să conservăm toate lucrurile bune care sunt în mare parte. Dar este într-această lume, secolul 21, atunci când internetul, când rețelele de socializare sunt atât de dezvoltate, când de fapt gratis avem posibilitatea să sunăm în fiecare cap a lumii, noi avem toate posibilitățile să ne mobilizăm. Trebuie dorință și asta nu poate să o facă numai ONG. Aceasta trebuie să facă premierul Filip, trebuie să facă parlamentul, pentru că aici se mobilizează forțele unui stat. Dar iarăși statul poate să fie un proiect de lungă durată numai atunci când își are temelia puse. Asta trebuie să fie istorie, trebuie să fie respectul de tradiții, valori și numai pentru aceste virtuți noi întărim națiunea noastră moldovenească. Domnule Roibu, spuneați și dumneavoastră, minoritatea moldovenească în Ucraina numără, conform ultimului recensământ, circa 250.000 de cetățeni. Această decizie a Radei Supreme vine oarecum ca în anul, nu știu care să zic, 2050, la un potențial recensământ, numărul să fie de 50.000 sau nu mai știu, să fie redus? Asta este ideea? Există precedentul României, când în orașe ca Cluj, Timișoara, Brașov, românii constituiau 30%, iar ungurii, de exemplu, 40%, da. Germanii 25%, evreii 15%, da? Deci, și există precedentul lor când pe parcursul la 100 de ani sau la 50 de ani proporția s-a schimbat invers. Da? Când minoritățile deja constituau 30%, românii erau 70%. Eu cred că moldovenii, fiind, și asta e important ca telespectatorii să cunoască, că moldovenii din Ucraina sunt al doilea grup minoritar etnic după ruși. Deci sunt rușii și sunt moldovenii. După care merg belorușii și alte etnii. Iată, moldovenii din... Maghiari mai avem. Da, sunt și alte grupuri. Moldovenii din Ucraina sunt într-un fel o jertfă întâmplătoare a celor ce se întâmplă în Ucraina, pentru că, într-adevăr, ținta acestei legi a fost faptul ca să fie stârpită limba rusă pe teritoriul ucrainean, încă o decizie aberantă și stupidă în viziunea mea din partea statului ucrainean, dar iată că au de suferit pe lângă ruși sau vorbitori de limba rusă sau Rusia în general, spațiul respectiv lingvistic, că el să fie schimbat, au de suferit iată și moldovenii și de rând cu ei toate celelalte minorități etnice care împreună, încă o dată vă spun, alcătuiesc milioane de oameni. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimații telespectatori, a fost Reflector Analitic, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi.